Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim, iar astăzi în platou avem invitat un muzician. Da. Bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit! Spune-ne, te rog, tu ești absolvent de UPT. Da, la secția de hidrotehnică. Suntem la Studenții de ieri, trebuia să mă leg de treaba asta și ești implicat în proiectul muzical pentru aniversarea Politehnicii la 100 de ani. Da. Poți să ne spui câteva cuvinte? Că nu e chiar un secret. Da, nu e niciun secret. Din clasa a 10-a am intrat în acest domeniu, ca să spun așa, al rock-ului. De atunci activez în formații și am păstrat... Mi-am păstrat acest hobby, ca să-i spun așa, nu-i numai hobby, de fapt, că e mai mult decât hobby, e și o parte din viața mea și din felul în care îmi duc viața, și l-am păstrat de-a lungul timpului, inclusiv cât timp am fost student. Și am ținut aproape și de Politehnică, chiar în momentul de față avem sala de repetiție, este chiar în cadrul unei clădiri a Politehnicii. Și cum e? Cine e implicat în acest proiect? Cu cine lucrezi, în ghilimele? Da, lucrez cu Teo Pop la clape, este cel mai tânăr din proiect, cu Tibi Baco, care a activat în formațiile, despre Teo Pop putem spune, este formația Jazzy Beat. Despre Tibi Baco a activat în formațiile Cargo și Promuzica, cu Călin Pop de la Celelalte Cuvinte, nu mai trebuie să spun mai mult de atâta, și cu Mircea Baniciu, despre care toată lumea știe unde a activat și ce a făcut și ce face. Ok. De ce ai acceptat sau cum ai vrut să-ți aduci tu contribuția pentru acest proiect? Am acceptat cumva firesc, adică toate formațiile în care am cântat au fost legate de Politehnică, în sensul în care am cântat cu foarte mulți studenți de acolo. Uh-huh. Deci, formația mea Impact, prima cu care am cântat, de exemplu, basistul care a și terminat Politehnica, dar el este în Berlin la ora actuală. Tot cu el după aceea în formația Abra, unde și acolo și chitaristul a fost la Politehnică. Și, deci, practic, pot să spun că toate formațiile în care am activat au fost cumva legate de... A fost cel puțin un absolvent. Ce interesant! Da, a fost cel puțin, în afară de mine, tot mai era cineva care activa sau a fost student sau ceva de genul ăsta. La ora actuală, în Blazaj, de exemplu, în trupa cu care cânt acum, solistul vocal a terminat Politehnica. Și este și el prezent ca invitat, va fi prezent în acest concert. Vor fi și două piese de la Blazaj pe care el le va cânta cu noi. Ce facultate ai terminat? Hidrotehnică. Hidrotehnică. De fapt, îi spunea Facultatea de Construcții cu profil hidrotehnică. Mai târziu a devenit de sine stătătoare Facultatea de Hidrotehnică. Din ce am aflat, s-a revenit la varianta veche acum. Adică este tot o catedră, cred că, în cadrul construcțiilor. Acum, separat de muzică puțin, da, mai știi de ce ai ales această facultate? Pentru că la alții am diverse argumentări pentru alegerea facultății. De la, da, mi-a plăcut foarte mult, la, habar n-am, nu știu, cred că a fost o conjunctură, dar mă bucur că s-a întâmplat așa. Nu știu dacă e bine să spun, maica mea a zis să nu spun așa. Să nu spui. Bine. Da, hai, spune cum dorești. Că au trecut niște ani, oricum nu mai are importanță. Varianta neoficială. Două motive. Unu, se intra ușor la examenul de admitere și doi, să scap de armata lungă. Ok. Deci asta bun, a fost. Perfect. Deci două motive foarte bune. Da. Întemeiate. Da. Aș mai adăuga unul, pe care, cum să spun, l-am descoperit mai târziu după ce am terminat și... M-am lovit la un moment dat de expresia ai făcut facultatea degeaba pentru că nu profesezi. Aha. Așa. Și am zis nu, pentru că mediul acela te formează ca om și altceva. Imaginează-ți că după liceu te duci
la strum, de exemplu, că așa era pe vremea aia. Sau la, eu știu, să intri direct într-un serviciu din ăsta, din ăla clasic, de la 8 la 4. Numai orizontul s-a deja îngustat. O facultate, că o duci mai greu, că nu știu ce, e un alt mediu, este un alt... Deci, oricum, își pune amprenta pe tine. Deci, ăsta ar fi un al treilea motiv pentru care... Și s-a intrat ușor. S-a intrat ușor, da. Da. Și pe parcurs a fost tot la fel de ușor? Da, după părerea mea a fost ușor. Au fost niște materii mai grele, nu pot să spun că n-au fost, dar nu, cum să spun, nu mi s-a părut o... Așa, o cum era viața în studenție pentru tine? Faină. Era faină, eram în formația ABRA, Impact și ABRA, în același, am mai fost în ambele formații de-a lungul celor 5 ani pe care am făcut. Eram doar doi timișoreni în toată grupa, restul erau toți veniți, așa că mergeam la ei în cămine, jucam cărți. Na, era, pot să spun că era o coeziune mult mai mare decât este acum. La ore aveam o normă în sensul în care nu aveai voie să absentezi mai mult de 20% din numărul total de ore. Și atunci eram acolo. Vrând nevrând, eram acolo, dar pe undeva exact chestia asta ne-a unit. La ora actuală nu ne mai vedem la 5 sau la 10 ani cum se fac întâlnirile. Ne vedem anual. Uh-huh. Și a rămas așa o... Ați luat în serios și când mă refer, ați luat... Mă refer la toată grupa, da. Școala, adică mergeați la școală și vă focusați pe învățare? Eu mai puțin. Eu aveam și cu muzica și așa și na. Tu aveai o scuză. Da. Majoritatea au luat-o în serios și de ce spun chestia asta? Au luat-o în serios pentru că majoritatea dintre cei cu care am fost colegi profesează, sunt în domeniu și au realizări mari, într-adevăr. Și au luat. Eu, na. Am mers pe alte căi. Ok. Și cu muzica, de când ai început-o? De și la 16 ani. De la 16 ani am găsit un anunț în ziar că se caută un baterist pentru trupa Impact și de atunci am început. Ca să precizez, clasele 5-8 le-am făcut la liceul de muzică și rămăsese microbul așa. De acolo. Rămăsese microbul okay. De acolo. Că doar nu la 16 ani ți-a venit inspirația. Dacă ei se iau mai din copilărie... Bunicul meu a avut ideea că e bine pentru copii să știe un instrument, să nu știu ce. Și atunci când mergeam în vacanțe la bunici, peste drum locuia o profesoară de muzică care știa să cânte la pian, la vioară și ne-a dat pe toți trei, pe sora mea și pe verișorul meu, ne-a dat pe toți trei să vadă dacă se lipește ceva. Și numai de mine s-a lipit. Și ce ai învățat? De acolo, acolo am făcut pian. Am făcut pian. Și de acolo... Mi-a venit ideea ce ar fi să merg eu la muzică. Super. Și atunci am venit din clasa 5-a, ne-am mutat și în Timișoara, că nu sunt din Timișoara, din Bihor sunt, așa, și ne-am mutat în Timișoara și am zis, hai să merg la liceu de muzică. Nu se putea face pian decât din clasa 1-a. Și atunci suflătorii nu mă atrăgeau, corzile nu mă atrăgeau, a rămas percuția, practic. Nu, cum să zic, pare o întâmplare, dar uitând că te uiți așa în urmă, îți dai seama că de fapt era ce trebuie. Era ce trebuie, da, pentru că dacă aș fi continuat cu pianul, la pian ești în față. Mie nu-mi place să fiu în față. De ce? Că nu știu, mie îmi place să fiu omul ăla în spate pe care te bazezi și care știi că e acolo și ai o siguranță că te ține acolo și știi că e acolo. Deci dacă aș fi rămas la pian, probabil, na, nu știu, nu s-ar fi potrivit cu firea mea și cu ce felul meu de a fi. Deci, așa faptul că sunt în spate la tobe acolo și normal, când începe piesa, toată lumea așteaptă să dau. Deci, totuși, e altceva. Și, în general, vorbind, toată viața pe care am avut-o, nu mi-a plăcut niciodată să ies în față. Nu am vrut să fiu patron sau să fac vreo filmul. Mie îmi place să fiu omul ăla de lângă, care te sfătuiește, care știi că te poți baza, știi că... Na, așa mai departe. Mai invizibil. Da, așa, mai invizibil. Să-l simți, nu să-l vezi neapărat. Acum, așa, mai... Cum să zic? Să zic așa, mai în glumă, trupele mari, de obicei, chiar dacă în față tot timpul e vocalistul, de obicei omul care ține în spate e bateristul. Cât de puternic trebuie să fii ca să ții o trupă? Eu zic că aici e o chestie de, cum să spun, de coeziune. Adică trebuie să fii puternic în sensul în care să aduni oamenii împreună. Eu, cum să spun, nu sunt un baterist foarte tehnic sau foarte studiat.
Dar trupele în care cânt, de obicei, eu sunt un factor de coeziune și îmi place rolul ăsta. Adică, păi, hai să facem, uite, acolo, atunci când vin mai mulți, cu mai multe idei, deci se adună oamenii împreună, să-i facă să se simtă bine, lasă, treci peste aia, e ok, hai să... Important e să iasă bine. Și atunci când ești pe scenă, să știi că... Crezi că tu ai și rolul acesta de suport emoțional și psihologic pentru oamenii din trup? Posibil, nu zic nu. Posibil și lucrul ăsta, dar asta spun acum pentru că m-am uitat în urmă și am observat că în toate trupele în care am cântat eu, în perioada în care am fost eu, cum să zic, am mers, tot a fost așa, cum să spun, prietenește, tot. Nu a fost niciodată din astea, tu faci aia, tu faci aia, nu te bagi acolo, nu. Deci totul, ei, trebuie să iasă un produs fain împreună. În urmă, le oferi oamenilor emoții. Și atunci emoția aia trebuie să vină firesc, natural. Nu poți din încrâncenări, din faceți cum zic eu. Nu. Trebuie să fie totul. Și atunci trebuie să-i adun pe oameni, să fie o coeziune acolo. Asta zic că e. Da, asta ține și de personalitatea fiecăruia. Și de personalitate, dar într-un final, dacă există un filon de bunătate sau de înțelegere și tot ce, ăla, important e să scoți din om... El ia într-o trupă. Da, nu, asta e ideea, să scoți din om ce are mai bun din el, nu ce e mai rău sau eu știu. Asta încercăm să facem. Asta zic eu că în momentul în care se adună mai mulți oameni și vor să ofere ceva frumos și o emoție, atunci trebuie să scoți din om ce e mai bun, că nu poți să oferi încrâncenare sau ceva rău, nu poți să oferi așa. Mă gândesc înapoi în facultate, acum dau un pic filmul înapoi. Ai cântat pentru profesori? Sau da, am cântat. Păi, te-au văzut? Da, cum să nu, am cântat. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, cât am fost student, nu prea am avut ocazia să cânt atunci pentru profesori, mai degrabă. Ok, și atunci cum te descurcai? Cum te scuteau de la... Cum treceau cu vedere? Nu era, nu. Deci în facultate n-a fost. 20% aveai voie să lipsești. Deci cu asta basta. Și n-ai depășit lucrul ăsta? Nu, n-am depășit. Că nu se încurcau atât de tare, n-am avut turnee din alea interminabile să... Dar n-ai avut concerte și în următoarea zi să ai examen sau curs? De ce erau la sfârșit de săptămână? Nu prea. Rar s-a întâmplat și nu... Ok, ai fost cu minte, n-ai fost rebel. Pleata era rocker. Și cu pleata n-ai avut treabă. Am mai avut, dar nu la modul, adică nu la modul să zică, hai, du-te și te tunde. N-am avut astea, n-am. Numai în armată a fost chestia, da, na. Și cum a evoluat muzical după facultate? Ce s-a întâmplat? Așa cum s-au aranjat lucrurile. Deci după facultate am fost plecat o perioadă și afară. Și de fiecare dată când am venit, tot așa apărea un proiect, am fost în Germania. În Germania. Da, în Germania am fost... Cât timp ai stat? N-am stat mult, am stat un an, cam așa. Ai stat ceva. Am fost... cei doi cu care am cântat în Abra s-au stabilit în Germania. Și atunci m-am dus la unul dintre ei și am stat la ei o perioadă și acolo am participat la producerea unui album. Acolo. Mai târziu, după niște ani de zile, în 2003, am zis, lasă tu albumele în limba engleză, că era un engleză în Germania, am zis, hai să facem unul aici, în România. Okay. Și l-am făcut aici. Na, și, cum spuneam, practic, au venit proiectele, m-au căutat. Cei doi care au plecat în Germania, practic, în momentul ăla, n-am mai avut formație, ca să spun așa, n-am mai avut. Dar, la un moment dat, a sunat un prieten, a zis, mă, uite, avem plătite ore în studio de înregistrare, ne-a plecat bateristul, nu știu ce s-a întâmplat, cu 4 zile înainte de a intra în studio plătit tot, zice, hai să ne ajuți. Așa am ajuns în formația Arca, de exemplu, da, cu care am imprimat niște piese, dintre care vreo 2 ore a ajuns chiar în topuri și nu știu ce, chiar au fost. Iar mai târziu, tot așa, deci am fost căutat sau nu vrei să cânți cu noi sau ceva de genul, sunt mai proiecte mai mici, până am ajuns la Blazaj, care se numea altfel în 96, și atunci am pornit proiectul Blazaj, se numea Funky and Free, 2 ani, după aia din 98 s-a numit Blazaj, în care sunt și astăzi. În paralel, ajut pe cine își dorește, zice, am un proiect, hai să vedem, se potrivește cu tine, nu se potrivește. Deci, nu e o problemă. Cum să spun, nu aștept să mi se bage în traistă, dar cumva lucrurile se aranjează și am observat lucrul ăsta, fără să îmi bat prea mult capul sau fără să presez, să pun presiune, lucrurile vin.
sună telefonul, hai să facem cu noi aia, hai să facem cu noi aia. Așa oprești proiectul ăsta, hai să facem aia, hai să facem aia. Și ce faci la proiectul ăsta? Cum? Stau cu gura pe ei. Eu sunt ăla adică? Care... Ești ca o soacră. Mi-a zis Călin Popier la registrări. Păi de ce? Ce nu fac bine? Care păi e nu. Problemă? Nu, normal că nu iese din prima, nu? Vrem adică să știm puțin, din bucătăria puțin, proprie de ne ceva. Cum să zic, e puțin probabil să-ți iasă totul din prima. Adică, na, da, mai faci o probă, mai nu știu ce. Atunci vine, de exemplu, și trage un pasaj de voce. Ok. Zic. Vine și trage un pasaj de voce. Mă, acolo nu, n-ai făcut bine, acolo, aici trebuie să pronunți altfel, trebuie să faci altfel. Tu spui sau, asta? Da. Da. Auleu, ce te mai iubesc. Atenție. Oamenii, da, am înțeles. Deci am făcut liceu de muzică, am făcut cor, am făcut teorie și solfegii, știu game, știu okay. diez, bemol. Deci, nu deci dau, oamenii de, știu cu cine deci au de-a face. Nu dau doar la tobă. Mm-hmm. Nu dau doar la tobă. Dai știu, și în... Nu, dar îmi dau seama. Nu, dar îmi dau seama, de exemplu, normal că îmi dau seama dacă greșește acolo, dacă cineva dă pe lângă, știu imediat. Acum, na, nu sarim... Da, el, da, așa. Da, da. Păi tu da. Vrei să iasă bine, nu? Eu vreau să iasă asta bine, de fapt. Asta e toată chestia. Ideea. Și, na, sunt pe niște albume, știu cum funcționează lucrurile în studio. Țin aproape. Mă gândesc că lumea își închipe, mamă, dacă ești într-o trupă, te duci la studio, știi cum îi vezi pe toți, toate vedetele astea, n-au studio, își iau cafeaua sau, mă rog, băuturile acolo. Cum este atmosfera la voi? În afară de faptul că tu stai... Păi, în primul rând, e atmosferă de muncă. Deci chiar trebuie să mergi... Studioul, practic, e ca un examen. Că ai click-ul acolo. Trebuie să mergi pe metronom. La sală, la repetiții, dai bețe, nu știu ce. E în funcție... Aha. Am observat asta de lungul timpului. În funcție și de starea ta. Dacă ai mâncat, dacă n-ai mâncat... La studio nu-ți permiți. La repetiții, asta vreau să spun, la repetiții poți să fii mai așa, mai așa. Depinde de în ce parte a zilei faci repetiția, deci contează foarte mult. De-aia nu prea se fac repetiții dimineața. Că nu-i, încă nu-i așezat omul, nu, în fine. Așa, la studio n-ai, deci nu mai e. Mai ales eu sunt primul care trag. Totdeauna tobele sunt instrumentul care trebuie să tragă primul. Pe el începe să se clădească restul. Da? Și atunci eu trebuie să merg pe click acolo. Adică ăla merge. Ai dat un pic lângă. Deci treaba nu este chiar relaxantă. Deci aia e muncă, acolo ușor. E muncă, da. Și trebuie să mergi pe click. Azi e mai ușor. Pe vremuri nu era așa. Cum trăgeai, așa rămânea. Azi e ușor. Iei mouse-ul. Se șterge. Dacă ai patru măsuri, dintre care, să zicem, una e un pic așa, n-ai făcut-o cum trebuie, iei din alea alte trei făcute bine, o înlocuiești pe aia, lipit-o și... Deci aici se editează puțin. Și aici se poate edita, da. Problema care e, dacă faci așa cu o piesă întreagă, și cu chitara, așa. Și cu clapa, și cu vocea, nu mai sună natural. Că sună perfect și omul nu e așa. Și chiar dacă cel care ne ascultă nu știe cum s-a făcut asta, se simte. Se transmite. Se simte, se transmite. Chiar ascultam, la un moment dat s-a făcut un top cu cele mai cunoscute 100 de melodii din lume, de când a apărut. Toate sunt din alea. Da, spun, da. Cântate din prima, deci nu sunt din alea puse cu mouse-ul. Da, normal. N-ai cum. Că iei una, să zice, e foarte ușor să compui, ori apărut o grămadă. Iei niște, ascult niște aia, e un pic de acolo, e un pic de acolo, de-aia zice lumea, bă, asta seamănă și cu aia, seamănă și cu aia. Că dacă ești băiat deștept, e un pic de acolo, e de acolo. Și le aranjezi și iese o chestie. Și iese o chestie tare și tu ești un compozitor de mare top. De fapt, acolo e un roboțel. Da. Că nu a cântat nimeni, de fapt. Ai luat, de fapt, aici a ajuns muzica. Se practică noastre. Și asta, dar, cum să spun, a început să-și revină. Adică oamenii se simte degeaba. Asta vreau să spun, că totdeauna când transmiți ceva, aia se simte. Când e cu mouse-ul, n-ai cum. Și atunci, cum să spun, vine unul și spune, vrem să înregistrăm o piesă. Ok, hai că luăm tobe de acolo, punem de acolo, că sunt deja pe care poți să studiezi sau nu știu ce, făcute de bateriști mari, sunt bucăți. Pe care poți să le iei, le pui acolo, dacă nu-ți place ceva mai mult, o tobă mare, mai mult, nu știu ce. Poți să le iei și să faci așa. Zici, nu, tobele trase live. Și atunci când tragi toba live, cum să spun, se simte că nu dai aproape în același loc, să zicem, toba mare sau premierul. Dar dacă omul normal nu-și dă seama, noi știm care așa. Acolo, de acolo vine naturalețea. Că nu ești tot timpul acolo. Că dacă le pui cu mouse-ul, sunt toate așa. Și atunci iese ca un robot. Așa. Dar dacă bați natural și rămâne aia, chiar dacă un pic, să zice, undeva nu-i ce trebuie,
acolo e naturalețea și atunci vine și basul și cântă la fel și atunci vine și gitara și atunci vine și clapa și toată lumea cântă așa. Nu zic că nu se mai fac îmbunătățiri după aia, dar nu îmbunătățirile trebuie să fie baza. Baza trebuie să fie sufletul. Și tu, că ai pus mâna și ai cântat pe instrument acolo. Autenticitatea. Da, mai vii după aia, mai pui o gitară peste, mai pui o voce sau nu știu ce, dar baza e acolo, e asta. De asta zic că toate piesele mari și astea, hit-ul și nu știu ce, de aia sunt, că acolo există o transmisie, transmisie energetică sau cum vrei să-i spui. Cât de mult îți place ție să mai cânți la tobă? Îmi place, live. Îmi place foarte mult, mai ales live. Mai ales live îmi place, că de fapt ăla e examenul. Acolo, acolo în fața transmiți. Oamenilor? Da, acolo e examenul. Că în sală poți să te duci de 10 ori și poți să te duci în fiecare zi și ok, te simți bine, cum să zic, da, e ok, ai zis, nu te-ai dus la pescuit, te-ai dus să dai în tobă, dar până la urmă, na, trebuie să ai o finalitate, că trebuie să ai ceva acolo. Și atunci când vezi, recunosc, n-am avut niciodată sute de mii în față, că n-a fost filmul așa. Dar când vezi concertele alea mari, cu trupe mari, când vezi un stadion plin acolo, acolo, îți dorești să fii acolo și să știi, băi, ai venit acolo. Să știți că lângă mine se află un absolvent de UPT care vorbește așa da, și nu unul de muzică, așa da. Cum ne-am așteptat. Ți-ai fi dorit vreodată să faci facultatea de muzică, de exemplu? Nu-mi dau seama. Eu, ți-am zis, cum au venit lucrurile, așa le-am primit și le-am... Și acum în ce domeniu mai activezi pe lângă acum, muzică? Acum sunt mai multe domenii, practic. Uh-huh. Așa ar părea că sunt ocupat, dar de fapt, cum să spun, mi-am făcut viața în așa fel încât sunt foarte relaxat și foarte lejer. Mai activez și în domeniul imobiliar, adică mă ocup de o proprietate a unor nemți, că, așa, care locuiesc în Germania, eu sunt aici, am grijă de aia. Mai sunt asociat cu un prieten într-o firmă de sonorizare și așa. Uh-huh. Deci, nu e o problemă. Cânt în mai multe, în afară de blazaj în care sunt acum constant, mai ajut și prin alte proiecte muzicale, dacă e nevoie, cum e și ăsta, nu? Și, deci am o viață interesantă. N-am nicio zi la fel cu cealaltă. Pot să spun, chiar m-am gândit la un moment dat, zic, ce e stres? Eu nu știu, nu cunosc cuvântul ăsta, stres. În sfârșit, un om care n-am înțeles. Bă, știi că vine stresa, și că ne prezintă. Fac... Cum adică trebuie să faci? Păi, trebuie să merg să-i scot un CF sau trebuie să merg să fac... Nu. Da, mă duc, îl scot, dar nu trebuie. Adică, na, funcționează, nu e o problemă, zic. Chiar m-am gândit la un moment dat, zic, bă, stai un pic, că eu, de fapt, cam, nu pot să zic 100%, dar un 90-95% fac ce-mi place și cred că asta e... Minunat. Cel mai mic. Chiar dacă e aia cu scena, chiar dacă e cu bandul, chiar dacă e cu contractele de imobiliare, de-abia așteptăm da. Să vă vedem. Sper că se va ține acest da. Concert care... Și eu abia aștept că... În fața timișorenilor și voi să dați așa. De la voi și da. Publicul să vă preia emoțiile și stările, mai ales în pandemie, pentru că e o situație aparte și specială. Îți mulțumesc că ai fost în emisiune. Cu plăcere. Să dea Dumnezeu toată viața să îți fie la fel de relaxată și să-ți iasă okay. totul fără efort. Dragi prieteni, eu sunt Silvia Gherasim, ați urmărit emisiunea Studenții de ieri. Până data viitoare, la revedere și aveți mare grijă de voi!